Peste 2000 de ișeni au participat în ajunul Marii Sărbătorii a Intrării Domnului în Ierusalim la tradiționala procesiune de flori. Slujba vecerniei a fost săvârșită la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Bărboi, de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul. Iar de aici, clericii și credincioșii au plecat în procesiune către Catedrala Mitropolitană cu două opriri, la Biserica Sfântul Sava și la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi. La catedrală, pelerinii au fost întâmpinați de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a explicat că procesiunea este o mărturisire de credință. Ieșim pentru o clipă din sfera bisericilor noastre și cu icoane, cu prapor, cu clopote, iată preoți în veșminte, ieșim pe străzile orașului. Ieșim pentru a ne mărturisi credința noastră. Ieșim pentru a arăta că ne apropiem astăzi de slăvita sărbătoare de mâine, de săptămâna viitoare. Procesiunile au fost gândite de biserică, inspirate de Dumnezeu pentru a cere ocrotirea cerului asupra ceea ce se întâmplă pe pământ. Procesiunile cele mari de la Constantinopol, care erau organizate în mod special în vreme de cumpănă, când cetatea era atacată de ruși mai întâi, de avari, de perși, de arabi, de bulgari, Patriarhul Constantinopolului, împreună cu preoții, înconjurau zidurile cetății, în mod special cu icoana Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, pentru a cere ocrotirea pentru oraș. Pelerinajul Stâlpărilor de la Iași a fost organizat de cele trei protopopiate din municipiu.